emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția în această perioadă de campanie electorală să vină în fața dumneavoastră să-și prezinte proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani, asta dacă în data de 9 iunie le veți oferi votul de încredere. Astăzi alături de mine se află domnul dr. Emil Stoica Mariș, susținător al candidaților Partidului Social Democrat pentru Consiliul Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mult a fost, puțin mai este, iată, suntem la finalul acestei campanii electorale. Nu este prima nici pentru dumneavoastră, cu siguranță, pentru că ați mai trecut prin asemenea perioade în ultimii ani. O perioadă, până la urmă, complicată pentru unii, mai ușoară, să spunem, pentru alții. Cum ați simțit dumneavoastră această campanie electorală? Să știți că a fost o campanie destul de grea. La început e mai ușor, odată cu trecerea timpului toată lumea obosește, inclusiv oamenii obosesc, am mai mers pe stradă și oamenii sunt cam sătui de fiecare dată, fie vine PSD-ul, vine PNL-ul sau un alt partid, parcă îi agasăm. Dar ținând cont că mai sunt 2 zile, lucrurile cred că vor merge bine din punctul nostru de vedere, adică putem să respirăm și noi și ceilalți. Să știți că am întâlnit fel și fel de oameni, oameni mulțumiți, oameni nemulțumiți. Noi le-am spus ceea ce putem să facem noi sau ceea ce am vrea să facem noi și dacă lucrurile ar merge bine, cred că ar fi în folosul tuturor. Nu a mers, nu a fost o campanie sau nu este o campanie agresivă, cred că s-a și văzut, nici n-am avut intenție și nici nu avem intenție. Este o campanie, cum o descriu, mai mult pe calitate. Chiar ne-am dorit de acum încolo să facem calitate, avem oameni de calitate și vrem să punem în practică toate proiectele care le-am făcut până acum. Iar în ceea ce privește proiectele pe care Consiliul Județean Hunedoara le-a avut pentru a dezvolta și mai mult partea aceasta de tot ceea ce înseamnă medicină și servicii medicale pentru hunedoreni, cam care ar fi, să spunem, rezultatul ultimilor ani în ceea ce privește investițiile, repet, esențiale pentru ca și medicii să-și desfășoare activitatea așa cum cred că și-o doresc atunci când iasă de pe băncile facultății. Să știți că s-au făcut multe investiții. Ideea că una e când prezinți că am vrea să facem și noi ne-am gândit și una e când lucrurile pe care noi le-am gândit acum 4 ani, acum 3 ani, să văd cu ochiul liber, dacă treceți pe stradă, nici nu zic să veniți la spital, se va vedea că spitalul județean s-a schimbat efectiv aproape 100%. Am avut luna trecută inaugurare la radiologie, acum 2 luni am finalizat lucrările pe urgență, chiar suntem mutați în urgență, s-a văzut altceva efectiv și la urgență și pacienții care vin și nu numai pacienții, că nu am făcut doar pentru pacienți, ci și pentru medici și asistenți, că acolo sunt condițiile în care lucrează de zi de zi. Știți, pacienții vin o dată, de 2, de 3 ori pe an. Poate nu vin sau poate vin, dar noi stăm acolo zi de zi. Dacă nu ai condiții pentru medici, pentru personal, atunci ai o problemă, mai ales că medicina de urgență e un sector deficitar. De multă vreme, chiar de vreo 3 sau 4 ani, tot încercăm să aducem medici specialiști sau indiferent cum ar fi rezidenți pe medicină de urgență. Dar de ce nu reușiți să faceți acest lucru? Pentru că tocmai există o deficiență din acest punct de vedere. Tocmai pentru faptul că în ultimii ani medicina de urgență n-a mai fost aleasă la rezidențiat, cum n-a mai fost aleasă nici chirurgia sau urologia sau ortopedia. Sunt specialități grele și atunci tinerii medici optează pentru altceva.
și nu mai găsești. V-am spus, încercăm să avem calitate și serviciile pe care le oferim la urgență și condițiile pentru medici și pentru asistenți sunt tocmai pentru, la un moment dat, să găsești medici care să vrea să lucreze în sistemul nostru. E foarte greu acum și o să fie și mai greu pe parcurs, fiindcă cu toate astea nu găsești medici pe partea de urgență. Cum ar putea fi convinși aceștia pentru să vină sau cel puțin să opteze pentru aceste specializări, pentru că avem, cum spuneați, în continuare nevoie de toți acești medici și foarte mulți se vor pensiona la un moment dat sau intervin tot felul de probleme, poate chiar și de sănătate, pentru că uzura cu siguranță este una destul de mare și atunci poate și statul sau poate Consiliul Județean să aibă o baghetă așa magică și să-i convingă cumva pe acești tineri să urmeze aceste specializări. Acum, ce a ținut de noi și ce a ținut de Consiliul Județean, că proiectele pe care le-am avut și le-am derulat, noi nu le-am derulat singuri. Ar fi bine faptul că sunt în incinta spitalului și nu sunt ale mele direct. Fără acord și fără sprijin din partea Consiliului Județean, nu le puteam face și nici nu le vei putea face de acum încolo, fiindcă Consiliul Județean finanțează, adică cofinanțează proiectele astea. Au fost proiecte, de exemplu, cel al birourilor, care au fost cu 100% finanțare direct din Consiliul Județean. Nu există spital în țară care să poată să deruleze astfel de proiecte cu finanțare proprie. Nu există, fiindcă Casa de Asigurări nu-ți dă decât, adică nu-ți finanțează decât serviciile pe care le faci tu 100%. De-abia le faci pe astea și chiar dacă le faci peste, vei primi puțin peste ceea ce ai avut până atunci. Nu-ți permiți că nu ai de unde să faci, de exemplu, o urgență care costă milioane de lei, o radiologie, mai avem proiecte și de acum încolo vrem să schimbăm cu totul fața spitalului, este radioterapia care ne dorim și am vrea în viitorul apropiat să și punem în practică, este secția de oncologie deasupra de radioterapie. Radioterapie e importantă în sensul că sunt pacienți mulți care merg la Timișoara, merg la Cluj pentru ședințele de radioterapie. Săracii merg cu aparținători, trebuie să facă 10 ședințe în care stau pe undeva la hotel sau în altă parte. Lucrurile astea am putea să le facem noi și n-ar mai trebui ca pacientul și aparținătorii să meargă în altă parte, să meargă pe drumul ăsta, ci ar putea să fie internați la noi și serviciile să le facem noi. Ar fi efectiv în folosul cetățenilor din județ și nu numai. Cum noi mergem la Timișoara și la Cluj și alții pot să vină la noi, mai ales că în viitorul apropiat vom avea ultima aparatură sau, mă rog, aparatură de ultimă generație la radioterapie. Este un spital județean, dar este cumva și în ograda administrației locale DEVA. Da. Există sprijin și din partea administrației locale în ceea ce privește Spitalul Județean de Urgență? Până în 2020, sau mai bine zis, în 2020 și în 2021, am primit de la primărie, de la Consiliul Local, am primit finanțare pe aparatură. De asta a fost, cred că, ultima dată 2021. De atunci până astăzi n-am mai primit finanțare pe partea asta. Pentru că toți devenii, sau mare parte dintre devenii, aici ajung prima dată atunci când au o urgență, când au o problemă de sănătate și cumva și din banii lor ar trebui probabil să se reflecte. Cu siguranță. E adevărat, doar că noi, spre deosebire de restul spitalelor, noi aparținem direct în Consiliul Județean. Deci Consiliul Județean investește, are dreptul să investească în spital. Primăria nu aparține de primărie, dar aia nu înseamnă că nu putem să facem un parteneriat cu primăria, că la urmă urmei exact ce spuneți dumneavoastră, beneficiarul principal e pacientul, e omul de la DEVA, e omul din aparținător. Iar DEVA nu are un spital municipal, orășenesc și așa mai departe. În care se investească. Exact. Este numai spitalul nostru. Deci putem deci, să facem. Nu am mai primit finanțare pe axa asta de la primărie. Deși s-ar putea face parteneriate vis-a-vis cu primăria, cum avem și cu Consiliul Județean și am putea să beneficiem de terapie, de aparatură sau de orice altceva am avea nevoie. Exact ce vă spun, beneficiarii sunt pacienții. Atâta timp cât pacienții sunt deveni și nu numai deveni, normal. Acolo își dau taxele și ar trebui și taxele la rândul lor să se regăsească în aparatură și în utilizarea lor în spital.
credeți că se va schimba acest lucru, pentru că urmează alegeri, urmează o perioadă complicată din acest punct de vedere? Eu îmi doresc lucrul ăsta. Știți de ce vă zic? Că teoria cu practica de cele mai multe ori nu merge. Fiecare se dă cu presupusul că am putea face multe, dar legislația de multe ori nu permite lucrurile acestea. Știți? Putem să povestim mult. Eu mi-aș dori lucrul ăsta să facem un parteneriat și sunt convins că dacă se va schimba, vom face un parteneriat și să fim angrenați unii la alții și toți într-un sistem mare, fiindcă primăria, Consiliul Județean nu poate să-și desfășoare activitatea fără instituțiile din subordine. Dacă nu funcționează o rotiță, mă încurcă tot sistemul respectiv. Unul la mână. Doi la mână, eu cred că toate ar trebui să meargă pe încredere, să ne gândim că țelul principal e pacientul, din punctul nostru de vedere, și atunci nici nu contează că e Consiliul Județean și Consiliul Județean e al PSD-ului sau al PNL-ului sau altuia, atâta timp cât beneficiază Deva și beneficiază județul, întreg județ. Mă gândesc că, exact ce vă spuneam și mai devreme, indiferent ce idei am avea, dacă suntem conștienți că și campania asta, mă rog, merge până la urmă urmei, în două zile se va limpezi, dar dacă nu înțelegem că pentru pacienți, sunt cu pacientul, pentru oameni facem lucrurile astea, înseamnă că avem o problemă. Trebuie ca după 4 ani să fim mulțumit pentru ceea ce ai făcut. Și eu ca și primar și cetățeanul îi mulțumit, fie că stă la periferie, fie că stă în centru, că a beneficiat de multe lucruri de care putea să beneficieze. Există așa discrepanțe între un cartier și un alt cartier. Acum nu toți stăm în centru. Lucrurile se fac pe centru. Sunt de acord în mare măsură, dar la fel de bine ar trebui să se facă și în periferie, nu cum e centru, dar și în periferia trebuie să suferă modificări. Dacă lucrurile astea le înțelegem, atunci înseamnă că e un lucru bun și indiferent cine câștigă, cum v-am zis, și consilierii locali și consilierii județeni, dacă înțeleg ideea respectivă și că suntem pentru pacient, că suntem pentru oameni, atunci lucrurile vor merge bine. Chiar mă gândesc că nici n-ar mai conta, dacă ar fi așa, nici n-ar mai conta primarul. Deci dacă cu gândurile astea merge exact să facă tot ceea ce ar trebui să facă, nici nu mai contează ce culoare politică are. Dar iată că deocamdată nu ne-am dezis, să spunem, de aceste lucruri. În continuare, parcă politicul este mult prea prezent în administrație și cumva oamenii, inclusiv pacienții, că nu, cumva este firesc să spuneți tot timpul pacienți, având în vedere activitatea pe care o aveți în fiecare zi, ei resimt aceste diferențe care se fac. Da, din păcate n-ar trebui să resimtă, la fel de bine cum nici în spital n-ar trebui să resimtă faptul că spitalul n-ar avea finanțare sau că managerul nu poate să facă sau că managerul poate să facă. Pacientul când vine la spital vrea să aibă servicii de calitate, să aibă servicii hoteliere de calitate, medicii și asistenții să se comporte bine. Pe pacientul nu interesează că medicul e frustrat, că n-a primit banii, nu e interesat că nu avem medicamente, fiindcă managerul sau nu știu cine nu poate să facă lucrurile acestea. Ei vor și ca atunci, serviciile să fie absolut, de calitate. Absolut. Și atunci mă gândesc și de ce v-am spus și în prima parte că e important și ne dorim să avem calitate. Dacă cel de la vârf, indiferent care ar fi, nu mă iau, dar indiferent care ar fi, își face treaba. Efectiv, sunt pus acolo ca și manager ca să-mi fac treaba. Ca să-ți faci treaba, trebuie să te implici. Că dacă te implici, ai viață grea. Dacă nu vrei să te implici, ai viață ușoară, dar n-ai ce să cauți acolo. Înseamnă că 4 ani cât ești sau 3 ani cât ești, spitalul, orașul, pierde cu tine. Și păcat ca tot să-ți dorești să vină încă 4 ani să schimbăm ceva, că poate cineva ne face și nouă niște condiții, cum are Clujul sau cum are altcineva. De aceea părerea mea că acum vis-a-vis de Consiliul Local, dacă lumea e decisă și nu-i mulțumit, ar putea să facă o schimbare. E un mare lucru să poți să faci schimbarea respectivă. E necesară această schimbare odată la ceva timp? Dacă lucrurile poate nu funcționează așa cum trebuie? Eu sunt convins că da și vă zic din punctul meu de vedere, atunci când nu o să mai pot să fac față, că uzura e mare, eu mi-am propus de mult că ar fi bine să las pe cineva, să las pe altcineva, să fac un pas în spate, mai ales pentru faptul că
nu sunt doar câțiva care ar putea să facă față stresului sau față, mă rog, ca și șef de instituție, indiferent care ar fi. Probabil că sunt mult mai mulți, dar nu au posibilitatea asta. Că degeaba că sunt o manager acum nu înseamnă că sunt cel mai bun. Am avut posibilitatea asta pur și simplu. La fel de bine faptul că în 4 ani mi-am făcut datoria sau nu mi-am făcut-o, aia se vede, se va vedea. Și de-aia vă zic, dacă crezi că nu faci față, indiferent la ce nivel, eu zic să lăsăm orgolile, că mi-aș dori eu să fiu primar numai așa, că vreau eu să fiu și primar când bate bine în CV-ul. Dacă pentru lucrul ăsta mergi ca la primărie sau să-mi continui activitatea de primar ca să am mulți mai mulți ani, dacă cu gândul ăsta mă duc, atunci eu așa o văd, că nu are sens, că mi-ar fi rușină să mă duc și să mă întâlnesc cu pace, cu oameni care să-mi spună: bine, domn primar, dar știți, uitați, ne-ați promis că ne face și nouă, ne puneți 3 becuri și nu ne-a spus. Dar mi-ar fi rușine. Și mie jenă un pic când mă duc prin curte, că dacă mă duc prin curte, mă întâlnesc și cu medic și cu asistent și cu... Da, și cu fiecare îmi spune: știți că ne-a zis că cu tare, da, v-am zis că v-am făcut sau nu v-am făcut. Dar mă duc cu drag prin curte. La fel ar trebui și primarul să meargă la ceva timp prin oraș, că așa e normal, să mai iei și pulsul din oraș, să vezi ce spune un om amărât sau, mă rog, alt fel de om, să spună: doamne, să știți că sunt mulțumit de dumneavoastră, că ca și dumneavoastră n-am avut. Sau la fel de bine să spună: doamne, știți, îmi pare rău, dar nu mai vreau să vă zic ceva, uitați, gunoaiele sunt până sus și efectiv sunt la etajul 1 și nu mai pot de mirosul ăsta. Oamenii au nevoie să fie ascultați, au nevoie să vadă până la urmă și această empatie de care și medicul trebuie să dea dovadă, dar și un primar sau un președinte de Consiliul Județean, da, și așa mai departe. Să știți că pe toate palierele se potrivește lucrul ăsta. La fel cum dai față cu pacientul respectiv și eu dacă l-am tratat și m-am purtat cu el frumos și am avut rezultat, ești foarte mulțumit că mine pacientul urma să strângă mână, nu altceva. Și zic: domnul doctor, vă mulțumesc mult, să știți că m-ai sternat acolo, să te-mi dai bine. Face foarte mult și pentru el, dar și pentru mine. Și la fel de bine când mergi și zic: domnul doctor, ok, m-ați internat, m-ați operat, dar să știți, mi-e bine, dar putea să fi venit să-mi spuneți că trebuie să scol la 7 zile ațele. Ceva în genul ăsta. Dacă n-ai comunicare cu omul, ai pierdut mult. Din dar păcate, vedeți că uneori unii parcă nu mai au curaj să iasă între oameni, să iasă între acei hunedoreni care poate au și ceva de obiectat. Sunt de acord, dar atunci când m-ați votat primar, m-a votat și ăla care a vrut și unul că n-a vrut, că așa a pus speranțe mine că lasă, că cu el mergem și va fi bine. Ok. Dar când am făcut unele lucruri, am mulțumit pe unii și am nemulțumit pe elalți. Dar și elalți m-au votat pe mine. Deci părerea mea că ești dator să duci din când în când, că nu o să poată să vină ei, că am și o audiență miercuri între 11 și 12 și între 11 și 12 am 100 și nu pot să văd decât 3. Nu o să poți să faci lucrul ăsta, dar poți să mergi prin cartiere pur și simplu să vezi dacă asfaltul ți-e ok, dacă florile alea sunt ok, dacă omul e mulțumit de tine sau dacă pur și simplu te cunoaște sau pur și simplu poți să iei niște idei de la om. Că faptul că sunt manager sau faptul că aș fi primar nu înseamnă că mie mi-a dat Dumnezeu acum amenirea asta și știu de tot. Numai să mă puneți pe funcția că știu. Exclus. Și eu sunt ca și manager, sunt un medic normal, un om obișnuit. Mă documentez și restul primesc de la alții, de la șef de secție, cam ce anume ar trebui și eu la rândul meu mă duc mai departe și propun ideile și de acolo efectiv se vede lucru că ni le aprobă și uitați, rezultatul ăsta care e la nivel de spital, bine, și nu ne-am oprit, că o să facem mult mai multe. Dar pentru asta e nevoie de deschidere, este nevoie absolut, ca uneori acele orgolii politice sau de altă natură să fie lăsate la o parte, pentru că pacientul nu are culoare politică, orice cetățean al oricărei localități nu are neapărat o culoare politică. Ei sunt reprezentați de o persoană în care și-au oferit, care i-au oferit, de fapt, încrederea la un moment dat și au și aștept la fel de mari. Da, dar și când mi-a oferit încrederea asta, eu le-am promis, sau cel puțin le-am spus, că dacă votați cu mine, o să vă fac alea, cum n-ați mai avut. Și acum, după 4 ani sau la 2 ani, sau mă rog, la 1 an, ar fi bine să mergi să mai vorbești cu omul, să-ți spună că e mulțumit sau e nemulțumit. Faptul că nu mă duc să vorbesc cu el înseamnă că am o problemă.
Care ar fi, da, oare acea problemă? Deci, păi, înseamnă că n-am făcut. N-am făcut lucrul ăsta și nu vreau să mă duc să mă cert de lumea pe stradă, că nu-i normal. Mă pot duce, cum vă spun, mă duc printre pacienți că eu n-am o problemă. Dar eu mă gândesc că acum nu înseamnă că nu mă mai ceartă câte unul. Nu pe mine direct, sau nu că nu pe mine, nu din cauza mea, că din cauza sistemului nu le poți face pe toate. Dar oricum, 75% tot trebuie să-ți faci. Ar trebui să ai niște indicatori, exact cum am povestit, și în fiecare an să fie evaluat pe indicatorii respectivi. Ți-ai îndeplinit? Ok. Nu ți-ai îndeplinit? N-are sens. N-are sens să mergi. Încă eu înțeleg că ești ok, dar ar fi bine, fă un pas în spate, vine altcineva, încearcă și el altul. Poate e mai bun, poate are alte idei. Oricum, să nu credeți că e singur. Și dacă ești președinte de Consiliul Județean, nu ești numai singur. Și nu poți să faci toate lucrurile astea, trebuie să faci cu restul. Și așa că eu zic că dacă toată lumea e mulțumită să-și dea girul vis-a-vis de PSD, PSD nu înseamnă Lucian Ioan Rus și nici nu înseamnă Laurențiu Nistor. Înseamnă mult mai mulți. Nu poți să faci un angajament în numele meu. Eu o să vă fac spitalul, nu o să pot să fac eu spitalul. Sunt cu directorul medical, cu directorul economic, cu o grămadă de oameni, cu Consiliul Județean, depindem de toți. Ca să accesăm un fond, adică un proiect pe fonduri europene, trebuie să muncim mult. Unii au zis că ok, ce, că nu-s banii voștri. Ne-au zis, ok, sunt de acord. Dar dacă e așa, câtă muncă, uitați ce cărun sunt, bine, sunt că sunt matur. Trebuie să te implici în lucrurile astea. Nu poți altfel. Banii europeni nu merge, că lasă că merge și așa, nu-i diminuie aparatul, el ăla lasă că e fentăm exclus. Vrei calitate, faci calitate și atunci și pacientul e mulțumit. Normal că vrea calitate și le-am dat calitate. Deci asta e important în zi de azi, eu așa o văd. Ar trebui să trecem la un alt nivel și asta înseamnă calitate și noi asta putem să oferim. Lucru care până la urmă se poate transpune și într-o primărie și în Consiliul Județean, da, și la nivel central, chiar și la cel european, că tot vom avea duminică și alegerile europarlamentare și dar vedeți că se spune uneori că funcția schimbă omul. Da, e adevărat. Acum depinde cum vezi. Schimbă omul până la un punct. Depinde mult de ADN-ul tău. Dacă e ADN-ul bun, înseamnă că mergi mai departe. Și de ceea ce vrei. Electoratul, da? Nu prea poate cerne așa din prima acel, da, ADN. Auziți, dar tocmai că asta e partea proastă, că nu poate să cearnă. Și de-aia de la, din 4 în 4 ani se întâmplă lucrurile astea. Că dacă ar fi să-l țintești pe care trebuie, n-ai mai avea nicio problemă. Dar vedeți că unde sunt primari cu rezultate bune, sunt câteva zone în țară și comune în țară. Și în județ. Lumea merge și în județ. Lumea merge pe primarul ăla, că nici nu trebuie să mai vină să spună că a confirmat și confirmă. E mare lucru să ai încredere în primar sau în cine te reprezintă. E un mare lucru să știi că te poți baza pe el, să mergi cu idei și să ți le facă. De-aia vă spun că electoratul de-aia din 4 în 4 ani merge și găsește tot timpul pe altcineva și pe altcineva și după aceea e nemulțumit. E greu într-adevăr să și confirmi ulterior, că la început poți să spui că îmi doresc să fac de toate și după aceea îți dai seama că de fapt alea ce ai povestit, poate nu le poți pune în practică. Lumea te taxează, dar indiferent cum ar fi, din moment ce ai intrat în jocul ăsta, eu zic să mergi până la capăt și să faci ceea ce ți-ai propus. E un mare, mare lucru. Ca să faci ceea ce ți-ai propus, trebuie să ai oameni pe lângă tine, trebuie să ai consilier județean, trebuie să ai consilier local și trebuie să ai oameni din credere, că altfel nu poți să le pui, adică nu că nu poți să le pui, eu văd altfel un pic. Eu mi-aș dori și proiectele pe care le vrem să le facem, să le pot face în 6 luni, să se și vadă, ceea ce nu se poate, dar dacă ai oameni performanți, poți să grăbești lucrurile astea, ceea ce îți dorești, că degeaba faci un proiect acum, îl scrii și peste vreo 7 ani îl pui în practică când aparatura nici măcar nu-i mai valabilă. Ceea ce ai povestit-o acum nu mai poți să pui în practică peste 7 ani. Iar la cum avansează tehnologia, absolut, mai ales în domeniul medical sau și în domeniul medical, trebuie mereu să fiți cumva cu un pas în față, dacă se poate. Da, plus că exact ce îmi spuneți, la vreo 3-4 ani, chiar dacă noi am renovat astăzi secția de urgență, aia nu înseamnă nimic. Peste vreo 3-4 ani o să fie secția praf, că avem o grămadă de pacienți, o să fie aparatura uzată la ce număr de persoane acolo și atunci trebuie din nou refăcută și din nou actualizată și din nou regândită. Nu înseamnă că dacă am gândit astăzi într-un mod, peste 4 ani se aplică și la fel de bine. Nu, trebuie reactualizat. Și asta trebuie în orice instituție. Trebuie făcut la fel dacă vrei ca lucrurile să meargă bine și să mergi în direcția bună și nu numai asta, dacă vrei să vii vârf în ceea ce faci,
să-ți dorești, ok, județul nostru Hunedoara așa cum noi, eu vreau să-l duc la un alt nivel. Dacă vrei să-l duci la un alt nivel, trebuie să ai oameni și trebuie să insiști în permanență să fii la alt nivel. Depinde ce-ți dorești. Și depinde ca și primar, și de cine te înconjuri, de absolut cele mai multe important. Ori. Important. Degeaba sunt ca și manager de instituție. Să zic, nu-i cazul meu, cel mai bun. Să zic, ești cel mai bun. Dacă nu ai lângă tine oameni, ideile tale se pierd. Poate oameni și mai buni. De și ce mai, nu? Să știți că asta e un mare avantaj. Oamenii de lângă tine trebuie să fie mult mai buni ca tine. Dar nu le spui lor. Dar sunt mult, îți alegi oameni care să fie mult mai buni ca tine și să se lucreze și să facă tot ceea ce te gândești tu. Dacă ești mai slab ca tine, faptul că eu sunt manager, atunci să am sub mine mult mai slab, ca să ies eu în evidență, e o mare prostie. Că nici lucrurile, mă rog, nici ceea ce vei face, nu o să iasă în evidență. Dacă ai mult mai bun ca tine, atunci lucrurile vor merge bine. Da, trebuie să ai și curajul la un moment dat să te înconjori de astfel de oameni. Că, da, e adevărat, dar nu sunt pe viață. Unul la mână, că dacă aș fi pe viață, poate te gândești să ai oameni slabi ca să fiu numai eu și mai în vârstă ca mine să se pensioneze, să rămân numai eu ăla cu experiență. Dar nu e așa. Dacă vezi lucrurile cum vă spun eu, vrei calitate, atunci trebuie să cauți calitate. La un moment dat, la vreo 2-3 ani, o să ne răblăgim și noi și nu o să mai știm exact lucrurile care sunt la momentul ăla și atunci trebuie să mai iei idei sau să te mai înconjori de oameni care știu, care trăiesc realitatea aia, nu realitatea care am trăit-o acum 4 ani. Asta e un mare lucru. Eu așa o văd eu. Există viață și după data de 9 iunie, cu siguranță. Asta probabil că ar trebui să o înțeleagă destul de mulți și în județ și la nivelul țării până la urmă. Ce vă propuneți în continuare să faceți împreună cu Consiliul Județean, chiar și cu administrația locală din Deva? Mai avem vreo 4 minute din emisiune. Avem proiecte mari. Unul dintre ele este radioterapia, care s-ar putea să primim cât de curând finanțare, secția de oncologie și hematologie. Toate sunt pe aceeași secție. Ne dorim lucrul ăsta foarte mult, că sunt foarte mulți pacienți care ar putea beneficia de serviciile respective și ei merg la Timișoara, merg la Cluj. E foarte greu pentru ei și pentru aparținători. Vrem să mai schimbăm două secții, să mai facem două secții de la zero. Este ortopedia și neurologia, care la momentul ăsta neurologia a rămas un pic în urmă, chiar dacă a fost primită secția în 2016, a rămas în urmă. Vrem să facem un heliport, fiindcă depinde mult de ambulanță și nu știu dacă e normal să iei pacientul de pe aparat, de pe respirație asistată, să-l pun în mașină, să-l pun la mine, eu sunt și de urgență, să-l pun la mine pe zmur, să-l duc de aici până la heliport, vine elicopterul, iau de la mine și îl pun la ei când pot, în același timp aterizează elicopterul și pur și simplu mă duc cu targa și l-am dat mai departe. Sunt câteva proiecte foarte importante. Vrem să mutăm pneumologia de pe Barițiu la centru, fiindcă nu am primit finanțare, adică nu am găsit axe de finanțare pentru radio, pentru pneumologie și oricum e important să fie toți pacientul în aceeași încintă cu noi. Mai avem infecțioasele care ar trebui să le extindem. Sunt câteva proiecte care, de fapt, toate într-un proiect mare care vrem să-l derulăm în viitor apropiat. Vă reamintesc, 9 iunie, duminică, adică ziua cea mare, zi în care cu toții sunteți invitați la vot. Cât de importantă este prezența la vot? Să știți că e foarte important ca omul să știe, să se decidă să vină la vot. Dacă nu vină la vot, înseamnă că nu e interesat. Nu interesat. Și dacă nu interesat, atunci nici nu mai contează pe cine pune din start. Omul care vine la vot e un om informat, unul la mână e informat și doi la mână își dorește să schimbe ceva. Și atunci dacă își dorește să schimbe ceva, părerea mea că e foarte important să vină 9 iunie. E foarte important să vină 9 iunie, le transmit și chiar îi rog să vină în prezență mare. Eu doresc și sper că din 9 iunie se va schimba ceva, de aceea zic că eu susțin pe Lucian Lanrus la funcția de primar al municipiului Deva. Rog cetățenii să voteze și lista consilierilor PSD, fiindcă dacă primarul nu are consilieri, are o mare problemă, fiindcă proiectele nu le poate să le deruleze. La fel îl susțin și îl votez ca și funcția de președinte al Consiliului Județean pe domnul Laurențiu Nistor și
îndemn ca și dumneavoastră, vă îndemn ca să veniți la vot și dacă opțiunea dumneavoastră e asta, chiar îmi doresc să o faceți. Și la fel lista consilierilor județean, fiindcă este important să treacă atât președintele cât și Consiliul Județean și Consiliul Local să treacă la oaltă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc mult succes în continuare cu toate proiectele pe care le aveți. Să reușiți să le duceți la finalizare și pacienții hunedorenii să fie mulțumiți până la urmă și de actul medical și de modul în care sunt tratați. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!